Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cultura Nemira va tipări acum un al doilea. De altfel, e o poveste întreagă cu tiparul acestui volum, care a apărut simultan în 15 țări. Operațiunea s-a realizat în condiții de securitate excepționale. Am găsit pe site-ul urban.ro o relatare, aproape o investigație despre cum s-a tipărit volumul ăsta în România. Este fabulos. Astfel încât să apară simultan cu lansarea oficială. Da. Au fost trimise pasaje din cărți, au fost mai mulți traducători, n-au comunicat între ei, au fost verificați la plecare, au fost camere de luat vedere, deci este o poveste întreagă. Conținutul însuși al cărții este pe alocuri șocant, după cum spun cei care au citit-o deja. Cristina Bazavan, jurnalist și editor al publicației online urban.ro, a citit-o și are unele observații. Bună dimineața, Cristina! Bună! Bună dimineața! Deci, sex, droguri, petreceri, Harry spune tot în cartea asta și înțeleg că dă detalii inclusiv despre chestiuni deosebit de intime, nu? Da, eu cred că își repară moral el în dreptul lui toate acuzațiile pe care presa britanică le-a făcut de-a lungul anilor despre lucrurile pe care el le-a făcut în viață nu foarte ortodoxe, fiind copilul rebel al noului rege, și vrea să spună părerea lui. Și aici avem de la prima experiență sexuală. Care a fost unde? Și cum? Spune, Cristina, spune. Mă pregăteam să spun așa. Care a fost pe un câmp în spatele unui bar cu o doamnă mai în vârstă. Dar de ce am făcut această pauză este pentru că noi ne așteptăm că atunci când citim o biografie a fiului regelui, da, să fie ceva care să te motiveze, să fie ceva să te inspire. Pentru că știi că rămâne în istorie. E fiul regelui care își spune viața, cum a crescut el. Și detaliile în unele cazuri sunt atât de sordide încât, cu conștiința faptului că trebuie să vorbesc la radio, fac pauză. Că nu știu cum să formulez. Da, de fără că unele dintre pasaje înțeleg că sunt nedifuzabile mediul audiovizual, pentru că nu avem o lege și niște limite. Exact. O să mai spun de un exemplu care v-a șocat și pe voi ieri. Știu conversația voastră internă din spatele emisiei, când ați descoperit voi în pauză, că discută despre penisul lui care a degerat într-o excursie la Polul Nord. Dacă îmi spuneți voi care este relevanța pentru care a spune așa ceva tu, fiul de rege, nici voi. Da, acolo este un moment. Îți înțeleg niciodată așa ceva. Da, îți înțeleg rezerva, dar nu este, adică acolo povestea merge mai departe, pentru că spune și ce a făcut ca să își rezolve degerătura aia și acolo e un moment freudian teribil. Da. Bun, cum arată autoportretul lui Harry? Ce personaj descrie? E un autoportret, nu? Da, eu cred că este, dar fiecare citește sau îl vede din perspectiva și proiecția lui, cu rigoarea lui și cu educația lui. Dar el, care trăiește acum în Statele Unite și are un profil de Kardashian variantă masculină, care își povestește orice lucru din viața lui, sex, nesex, droguri, nedreguri, droguri, asta avem. Dar eu cred că este un băiat foarte deraiat emoțional. Și cred că, într-adevăr, este foarte greu să știi că este al doilea. Pentru el e greu, nu pentru noi. Că noi, când privim din afară, ne gândim al doilea, dar milioane și stădeai într-o casă, ți-a dat bunica un apartament în Kensington, în Buckingham, Ocol, aveai 150 de camere pe unde te plimbai pe acolo. Adică pentru noi e puțin bizar. Dar el este un băiat care suferă foarte mult după atenție, după că nu l-a băgat lumea foarte serios în seamă. Și pentru că am citit și cartea, dar și reacțiile multor altor oameni, cu respect și cu înțelegere, nu cred că i-a plăcut foarte mult la școală. Există un fragment în care spune că frate-șo nu l-a ajutat când a ajuns la Elton, ca
Elton fiind un colegiu foarte mare și foarte important și foarte de clasă în Marea Britanie, nu l-a stat la lecții și nici nu-l băga în seamă. Și profesorii de acolo zic foarte voalat pe surse că nici nu era foarte deștept, nu avea note foarte bune. El a fost un băiat foarte nebădăios, este în continuare un băiat foarte nebădăios. E foarte trist că intră în istorie din perspectiva asta. Altfel, cartea este foarte frumos scrisă. Ca e scrisă de el? Zonă. Nu, este scrisă de J.R. Möringer, care este un jurnalist câștigător de premiul Pulitzer, care a scris și biografia lui Agassiz Open, care a scris și propria sa autobiografie, care se numește Dulcele Bar și care apoi a fost ecranizată de George Clooney cu Ben Affleck în rolul principal, și a mai scris ca și Ghost alte două cărți, celui care a creat Nike și se numește Shoe Dog, și o carte de literatură despre un jurnalist care însoțește unul dintre cei mai mari spărgători de bănci din lume. Ce tare. Da, din stai America. Puțin, Cristina, explică-ne ca să înțelegem ce înseamnă ghostwriting. Adică el a stat cu Harry de vorbă ore întregi, după aia a scris și a arătat lui textul. Și cum se întâmplă asta, ca să știm? Spun asta că știu sistemul pentru că și eu am scris în România două cărți ghostwriting, nu o să pot să spun pentru cine, că asta înseamnă ghost. Nici Möringer n-a făcut nicio declarație publică, deși există în cercurile de publishing informațiile oficiale și se știe că a fost plătit cu $1,000,000 pentru acest job. Jobul a durat aproape un an partea de povestire și încă un an partea de scriere. În mod normal funcționează ca un interviu. Eu te întreb, tu îmi răspunzi, creez, îmi așez, îmi transcriu, îmi structurez, îmi văd ce am, mă întorc la tine și te întreb cu alte informații. Cred că în cazul ăsta unde Harry a avut o agenda lui cu lucrurile pe care trebuia să le marcheze, a funcționat și cu o listuță. Iată lucrurile pe care trebuie să le acoperim. Am înțeles. Pentru că el rezolvă niște lucruri de acolo și spune și niște lucruri foarte emoționante și foarte marcante despre cât de greu i-a fost să afle că mama lui a murit când el avea 12 ani și despre cum i-a fost comunicat că a murit mama lui, despre drumul ăla pe care noi avem imagine de la televizor în spatele coșciugului, el cu fratele lui. Astea sunt niște lucruri foarte greu de dus și de citit, dar și pentru un copil de 12 ani, absolut. Înțeles. Mulțumesc mult, Cristina Bazavan, jurnalist editor al publicației online urban.ro, despre cartea lui Harry, Rezerva, care, mă rog, orice carte merită citită, dar asta cred că trebuie citită cu atenție. Asta, eu am o problemă cu cartea asta. Un băiat care crește sau ar trebui să crească în bogăție, nu reușește să se adapteze la bogăție. Ceea ce mie mi se pare de neînțeles. Luca a zis că își pune ochelarea anul ăsta, cred că îmi pun și eu. E scrisă foarte mic. Scrisă la urmă, dar nu merge cu calibri 12, cred că e calibri mult mai mic. Și o să am o problemă. Există audiobook, inclusiv în limba română și inclusiv citită de Harry. În română? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.